O știi că prima înfrângere 4-0 la Sfânt Timbru. Da, ne așteptam că să vină și asta odată. Poate e bună lecția asta, că trebuie să realizăm că nu suntem chiar cea mai bună echipă sau ceva, dar eu le mulțumesc la jucători și ce au făcut până acum, până în momentul acesta. Da. Obiectivul vostru a fost promovarea este... vreodată? Nu, nu. Noi am vrut să ne clasăm în primele 8 locuri. Atâta putem, astea sunt condițiile și astea. Încercăm să jucăm de la meri la meri mai bine. Dar uite cum mai vin și sincope din astea care te mai trezesc. 4-0 ca mult? Nu, foarte mult, foarte mult. Deci pe niște greșeli, deci două goluri clar pe greșeli personale. Ne-a incomodat într-adevăr terenul foarte mic și rău. Și noi suntem obișnuiți pe spații mari. Avem jucători care au calități fizice bune și le trebuie spații mari. Ceea ce contează foarte mult. Dar asta e. Trebuie să știm să și pierdem. Nu putem câștiga noi tot timpul. Să le mulțumim și succes în continuare. Să le mulțumim și sper să mai avem rezultate în continuare la fel de bune ca până astăzi, mai puțin cel de astăzi.